După ce ani de zile am avut parte în Giurgiu de brazofilit sau nu am avut deloc, acum putem vorbi în sfârșit de un pom de Crăciun ca în povești. Giurgiuvenii îl pot vedea deja în parcul Mihai Viteazu, deși bradul nu este încă împodobit. Niciodată giurgiuvenii nu s-au bucurat de un brad așa de frumos. Bradul de Crăciun a fost adus tocmai de la Buzău. Are 15 metri înălțime, 20 de ani și a scos din buzunarul municipalității 2500 de lei. Din seara de 3 decembrie, giurgiuvenii sunt așteptați cu mic, cu mare, să împodobească cel mai frumos brad de până acum. Apariția pomului de Crăciun în mijlocul parcului a stârnit reacții plăcute trecătorilor, care apreciază inițiativa primăriei și sunt nerăbdători să participe la decorarea bradului. Foarte frumos! O inițiativă bună! A primăriei, sper! Foarte frumos! Sper să fie și mai frumos împodobit! Mi se pare un lucru frumos și un lucru bun pentru copii, în primul rând, că ei se bucură și pe lângă ei și noi. E frumos, e ceva frumos. Îți place bradul de Crăciun? Da. Vii să-l împodobești? Da. Ce ai să pui în el? Cotonete. Tenute. Luminile de sărbători care vor străluci în bradul de Crăciun vor fi aprinse în seara de 3 decembrie, chiar de primarul orașului, Nicolae Barbu.